fost, care a făcut mare vâlvă săptămâna trecută, respectiv afirmațiile lui Liviu Dragnea, acum că împotriva sa ar fi avut loc o tentativă de asasinat. Și aceste afirmații, care au fost luate în derâdere de o parte a presei din România, au trecut oceanul și sunt citate în Statele Unite și vă arată colegii mei imediat, de acolo de unde vin și niște opinii incendiare legate de această tentativă de asasinat despre care a vorbit Liviu Dragnea. Și vă arătăm în acest moment site-ul Conservative Institute, care scrie, relatează calm și rece afirmațiile lui Liviu Dragnea, dar și afirmațiile sale inițiale, cum că ar fi putut fi în spatele acestei tentative de asasinat chiar și George Soros. Nu erau afirmații, răspundea Liviu Dragnea la întrebarea Alexandrei Stoicescu, pentru că acolo au fost făcute aceste declarații care pur și simplu au aruncat în aer presa din România. Dar partea mai interesantă este că acest site american, un site considerat de dreapta, dar unul foarte serios, vine și face și un sondaj în rândul americanilor, în rândul cititorilor lor americani. Și îi întreabă în felul următor: bănuiți, presupuneți, credeți că George Soros ar folosi asasinate pentru a influența politica unei țări? Deci dacă George Soros ar fi capabil de așa ceva. După cum vedeți, rezultatul este unul devastator. 99,3% dintre respondenți sunt de părere și cred că George Soros ar merge până acolo. Vă reamintesc faptul că în Statele Unite este o întreagă dezbatere în legătură cu George Soros și nu de acum, din timpul mandatului lui Donald Trump, ci încă de la George Bush sunt discuții că George Soros se implică activ în politica din Statele Unite, dar și din alte țări. Noi, pentru a vedea rezultatele acestui sondaj, a trebuit și noi să votăm. După cum vedeți, noi am votat cu nu, tocmai să nu spună cineva că încercăm să îl influențăm sondajul cu pricina. Am votat cu nu, dar totuși rezultatul este de 99,3%. Discutăm imediat și cu invitații despre acest sondaj, dar haideți să revedem declarația inițială făcută de Liviu Dragnea în emisiunea Alexandrei Stoicescu. De două ori mi-ați spus până acum că se dorește să fiți omorât, prima dată, a doua oară dacă rămâneți viu sau liber. Există variantele pe care... Bun, deci ori toate la un loc. De ce? Pentru că dacă eu, să zicem, acum plec din studio și nu mai sunt. Mai vă amenință cu moartea? Aveți informații că s-ar pune la cale asasinarea? Am avut anul trecut o tentativă. În aprilie. Au venit 4 străini în România, au fost cazați la Atene Palace, din ceea ce mi s-a spus, și au stat 3 săptămâni aici. Mă rog, am scăpat. Dar asta nu înseamnă că mi-am luat pază sau o să-mi iau pază. Au ajuns în preajma dumneavoastră? Da, da. Umblau la mașină? Adică planul care era? Stați un pic, nu suntem într-un stat mafiot, nu? Ba da, domnule. Suntem într-un stat parțial mafiot. Statul paralel este o mafie. Există un dosar? Adică se cercetează asta? Știu că s-a cercetat, mai departe nu știu. Și nu că nu mă interesează, dar... Cine-i plătise? Ați aflat? Da, dar nu pot să spun asta. Om politic sau nu, stat paralel? Un om foarte celebru în lume. Soros? Vă gândiți la el? Nu mă gândesc la el. El se gândește la mine, nu mă gândesc eu. El se gândea la dumneavoastră? Nu știu dacă aici era asta. Treaba asta.